Înțelegem, cauza mai profundă de ce tabelul Mendeleev este nu faptul că stă pe orbită și am văzut acolo o problemă de sistem, ci pricina sistemului. De ce e așa? În spate. De ce trebuie să stea la lume și se ocupă cu doi electroni pe orbita întâi, așa fel? De care e rațiunea din spate acestei probleme? Care e rațiunea din spatele ideii că este inerție? Habar nu avem de ce este inerție. O constatăm empiric, am măsurat-o, Newton a formalizat-o. Și, dar cine o generează, habar nu avem. La fel și masa. Acum avem ceva cu gravitația, cu masa, că o fi, știu eu, ați văzut acum marile descoperiri fizice în domeniul particulelor elementare, cu particula care dă masă sistemului, dar până la noțiunea de masă și gravitație mai avem multe. Deci, cu alte cuvinte, între contextul se schimbă datorită acestui mod de gândire. Și automat tot ce am învățat la școală trebuie reașezat, pentru că două lucruri, știu eventual dacă sunt bun și la fizică și la chimie și la ecologie și am cât de cât, trebuie să mai adaug acum un etaj complet nou, care este informația, care este printre un etaj de sine stătător, cu un limbaj de sine stătător, care nu e ușor de înmagazinat și corelat cu celelalte două într-o triadă informații, energie, materie. Și ultima problemă, omul este mai mult decât un animal și un mamifer. Omul este un arhem, în definiția lui Dăgănescu. Nu e un sistem biologic, e un arhem. Adică e un sistem cu conștiință. Este mai mult decât un animal. El are capacitatea să facă toată discuția noastră și toată sinteza asta care ai vorbit. El are capacitatea să proiecteze, să intre în empatie cu niște legi ale Universului, să le exprime într-o formă concretă, ba nu să și-l folosească. Înțelegând legea ciocnirii, am făcut o grămadă de lucruri. Înțelegând legea, știu eu, a ciclului Carnot, am făcut atâta și venim cu mașina Deci am verificat niște legi profunde ale Universului. Dar asta înseamnă că am înțeles întregul. N-am înțeles cine suntem și avem o criză existențială majoră. De ce facem ce facem? Ajuns ce să facem numai partea componentă, cum să spun, să fim piese deschise de un sistem social, vorba ta, că nu găseam exemplu. Deci, n-are sens. Nu arupe lume un copil ca să-l bagă în câmpul muncii. Este mai stupid. Să mă zbăt ca să-l aducă în câmpul muncii. Îl fac să-l dezvolt ca să fie parte din univers. A, că din asta își câștigă și munca în câmpul muncii altceva. Dar nu e scopul în sine câmpul muncii. Deci, automat, sunt multe distorsiuni care fac datorită faptului că n-am înțeles niște noțiuni. Iar el, din faptul că știe și e singurul care are capacitatea să înțeleagă, devine involuntar, natural și aproape predestinat să devină gardianul vieții pe Pământ. Și asta se cere acum. Suntem într-o criză majoră de nesustenabilitate planetară. Consumăm acum 1,5 din suprafața, adică un pământ și jumătate, se numește amprentă ecologică, și crește în continuare. N-avem de unde. Ne împrumutăm de la frații noștri, din nepoții noștri, viitorul nostru, facem varză. Și dacă vrem să supraviețuim, trebuie să cădem brusc în următorii 5-10 ani consumul la nivelul. Cum să facem? Când automat asta distruge tot sistemul economic care îl debatăm acum și care îl împrumutăm cu mare sârg din străinătate, crezând că o să fim și noi ca alții, știu eu, sătut de iarba frumos, gândirea delicată. Deci, cu alte cuvinte, omul e responsabil. Nu numai că este o problemă frumoasă că el poate să gândească. Este și responsabil. Animalul suportă consecința modului nostru de gândire. În momentul de față, cred că vedeți și în filme, și pe stradă, și cu câinii, și toate celelalte. Când a venit prima dată, partea asta de știința complexității, eu știam încă din facultate, de aia am plecat de acolo, ca să o aplic în alt domeniu. Deci, foarte interesantă, ideea principală. Să pornesc din domeniul A, să ajung să-l esențializez într-o problemă conceptuală, cum a fost știința complexității, și după aceea să-l reproiectez toată cunoașterea respectivă în alt domeniu. Deci toată expertiza mea de la știința materialelor, prin cheia complexității, am băgat-o în geofizică. Și acolo am descoperit imediat că, în perioada destul de devreme, în istorie, apăruse aproape undeva prin 75-80, apăruse ideea asta de geocomplexitate. Care este o nouă formă de știință. Adică această aplicație în domeniul geofizicii nu era o chestie nouă. Deși inerția care am avut-o să aplic în geodinamică a fost extrem de mare, extraordinar de mare, extraordinar de mare. Personajul care a definit treaba respectivă, Turcot și cu toată gașca lui, pe lângă problemele de geodinamică, a avut și problema legată dintre minte și Gaia, geodinamică, geofizică. Minte colectivă, probleme foarte interesante în filozofie și m-am fost foarte impresionat să văd că în geofizică existau asemenea informații, dar vă garantez, și asta e durerea mea interioară, majoritatea responsabililor academici despre acest domeniu ne trejectau la maxim această problemă.
aveau cărțile pe față și le duceam cărțile respective ale unor oameni și nu se uitau la ele. Făceam cursuri gratuite cu studenții numai ca să le anunțăm la geofizică și erau rejectate cursurile respective ca fiind ce căutăm acolo. Deci, cu alte cuvinte, sistemul se apără extraordinar și, bineînțeles, nu e rău, nu-i bine, organismul social rejectează orice gândire nouă. Trebuie să avem răbdare, tenacitate, dacă vrem să facem cu adevărat ceva. În această gândire, în principiu, a apărut o idee foarte interesantă, pentru că, de fapt, unde era mare bătălie? Toată lumea se sperie de cutremur. Ați văzut, vă aduceți aminte că exista un personaj ciudat, un Hâncu, care tot apărea televizor, care se descoperite metoda de identificare, și devine cutremur mâine și devine pâine. Uite că au trecut, cred că, 10 ani de când tot ne-a amințat și că n-a venit. Sigur o să vină, dar nu încă, pentru că metodele de teoria complexității de tip auto-organizare, criticalitatea auto-organizată în oamenilor pe bar, devine un model foarte interesant de modelare, nu numai a fenomenelor geofizice, de tip cutremur și frecvențelor de apariție, ci și a problemelor legate de, cum să spun, de viața de zi cu zi și socială. Deci, cu alte cuvinte, a apărut observația că există o metodă de reinterpretare care ne-ar putea explica că există o inconsistență a predictibilității. Adică, pentru anumite situații, următorul cutremur e predictibil. Dar după un cutremur, datorită modificărilor din focar, care sunt modificări irreversibile, noua entitate îi găsește o altă acumulare pentru un viitor cutremur, care poate să fie, după o lege, nepredictibilă. De ce? Pentru că sistemul devine dependent de condiția inițială. Ce vreau să spun? După fiecare cutremur, avem de face cu alt animal în focar. Și în unele situații, următoarea ședință poate să fie după o ritmologie pe care, într-un fel sau altul, de duc măcar statistic, dar după atât când s-a întâmplat că nu am acces acolo la 140 de km în focar, abar n-am ce acolo. Eu constat numai că s-a făcut ceva și am teoria generală a ruperilor că a făcut un laborator, care n-a nicio legătură cu realitatea de acolo. Se schimbă, se mișcă, când deci un proces continuu care încarcă zona, relaxează, în altă părți, e o mișcare care de pe acum începem să o înțelegem și de pe acum avem aparatura cu care să o și vedem. Avem sateliții în jur cu care facem niște măsurători interferometrice care vedem tensiunile, cum se blochează, cum se blochează, este fascinant. Dar trebuie să te uiți măcar și-s gratis. Și propagat. Și ce să mai discutăm? Asta au avut ultimile cercetări vis-a-vis de nucleul Pământului, care este un nucleu solid și foarte interesant. Ultimele studii foarte pertinente și foarte fine legate de modul în care se propagă, fiecare cutremur este o oscilație care se propagă prin tot Pământul și datorită faptului că avem multe stații, facem un fel de tomografie, dacă vrei, a interiorului, inclusiv a nucleului. Se constată că nucleul ar fi monocristalin, cu niște implicații extraordinar interesante pentru o teorie aproape, cum să spun, paranormală, dacă vreți, pentru că declanșează niște procese cuantice. Și nu intru încă în amănunte, dar este o surpriză, în modul de față, ultime cercetări în domeniul nucleului Pământului. Deci, poate minte, asta era tema. Dar tot în zona respectivă am găsit un român de-al nostru. Ce mai găsit un lucru foarte interesant, care e important să îl comunic de fiecare dată. Noi avem fiecare disciplină, a făcut școală cu niște profesori care au prezentat niște valori. Dar 80% din valori erau nume din sănătate. V-aș ruga și o să facem un program acum, încercăm să punem la vedere un program care să încerce să pună puțin în timp și o să vedem câteva date în care au apărut în cărțile românești publicate ca atare, cel puțin cu 10 ani înainte, de apariția ideii respective la nivel global. Deci ce vreau să spun, nu că suntem grozavi, nu că suntem, nu știu eu, bunicul lumii. Că avem un fler, unii dintre noi, pe probleme noi. Probleme care nu au o continuitate din istoria respectivă. Avem intuiție. Nu din imaginație, avem intuiție. Imaginația la tehnologie. Avem intuiție. Numai că, din păcate, nu ne respectăm valorile între noi ca să valorificăm intuiția respectivă. Și atunci, ce poate să facă omul? Ori moare cu intuiția lui, descoperind după 10 ani o carte scrisă, sau pleacă în sănătate și devine valoare în sănătate. După tot spuneam de profesorul, știu unul din el, Adrian Bejan, cu problema lui de fizică constructală, care era politehnic de la mine, de cu mine, la politehnică și n-a putut să facă nimic. A plecat în America, care e cel mai mare și cel mai citat pe român din zonă, din partea de știință. Da? Citat ca american. Da? E, ar trebui cumva să vă dea de gândit treaba asta și să ridicăm o temă în asta mare, pentru că o țară mică nu poate să aibă vizibilitate pe o planetă în pierdere, decât dacă abordează o problemă care este aproape de neconceput pentru alții, că nu au văzut utilitatea ei. Nu am putut să o facem asta. Și ce zice domnul Beacu?
E interesantă, și partea filozofică, și partea este geofizician, geolog, în principiu. Asta e o afirmație fundamentală, care mi se pare și veche. Viața nu este numai un înveliș biosfera, ci acoperă un pământ inert. Și biosfera, în totalitate, este implicată în această evoluție, împreună cu geosfera, cu rocile și atmosfera, generând un component al unei entități superioare, zbită Gaia. Deci e prima dată când am văzut această afirmație, care o intuiție mea avea, o aveam, încă din știința complexității, că viu, care este structuri, negentropie, cum se numește, informație, și neviu, suportul, viața, care este supusă entropiei, din echilibrul ăsta de aici se naște ceva care nu este același lucru ca planeta Marte, ca planeta Marte. Deci poți să studiezi planeta Marte cu acele lege cu care studiezi planeta Pământ. O să vedeți de ce. Pentru că informația controlează materia, nu invers. Iar viu este informație fundamentală în geneza ei, în mișcarea ei. Iar noi avem niște problemi mai mult decât atât, cred că vom putea schimba realitatea chiar la nivelul de, eu știu, de gândire paranormală, dacă vreți, dar în sensul nu m-am omit, dar ci cunoaște. Am generat o mișcare, am generat o carte, vă invit ca de aici încolo cei care vor dori să facă studii de acest gen, facem cam o dată pe an, între coperțile cărții respective cu titlul Planeta Pământ, Planeta Pământ este volumul 2, articole care să adune observații de la filozofie până la pragmatism, dar în cadrul acestei viziuni globale Planeta Pământ, Planeta Vie. O să mai comentăm de ce are finalitate. Hai să vedem un pic despre ce vorbim. Noi încercăm în proiectul ăsta să creăm baza conceptuală și metodologică, un fel de știință a întregului Pământ, ca să vedem cum mergem în ecologie, cum mergem în probleme de, nu știu eu, sociologie și de stabilitate. Cu ce instrumente? Sunt instrumentele cu care se operează acum în sociologie favorabile pentru a înțelege criza pe care o traversăm? Noi zicem că nu. Și atunci hai să ne uităm un pic. Noi știm de geodinamică. Am învățat-o ca disciplină. Ce constatăm? Că geodinamica nu poți să studiezi în afara problemelor de astronomie, de astrofizică. Deci, cu alte cuvinte, deja a apărut un hibrid astrobiogeofizică, care trebuie să studieze împreună. Până acum erau oamenii care se duceau la geologie și geofizică, habar la și ne interesau de astronomie. Deci a fost durerea mea, pentru că eu am venit în afară și am constatat de genul. Să vă dau un exemplu. Imaginați-vă scenă în care există luneta la meridian, deci este pe verticală în locului, și se studiază momentul de trecere a unei stele sau unei planete la meridian. E pusă pe coordonate geografice pe verticală locului și te uiți acolo și la un moment dat trece steaua. Și când trece steaua, apeși pe cronometru. Și vezi fluctuații, microfluctuațiile astea de rotația Pământului, de mișcare a Pământului și așa departe. Acum, imaginați-vă că două lucruri aberante. La noi această lunetă este pusă în observatoriu de la cuțitul de argint, adică în oraș. Orașul are o dinamică a ei la suprafață, că v-am grozit cum vălurește ea așa suprafața asta permanent. Cântă măsori cu nanoradiani. Da? Păi dacă se mișcă suprafața, se înclină cu marea terestră de zeci de nanoradiani, se mișcă și tulumba aia care e în verticala locului. Și aia este cam cu același ordine de mărime cu mișcarea pe care vreau să o măsori. Și atunci eu ce măsor? E un cuplaj care nu pot să scot. Deci am zis, hai să venim, domnule, noi măsurăm înclinarea pe orizontală, voi măsurați pe orizontală și vedem cum le cuplăm, într-un fel, să facem un aparat multidimensional cu mai multe principii de măsură, ca să vedem unde se cumulează erorile. Nu am înțeles ce am vorbit. Deci e evident, adică pentru orice om din afara domeniului, e așa de evident, încât automat chiar le apucă cercetarea. Pe când în domeniul respectiv, fiecare își conservă poziția, zice, lasă-mă în pace. Și după ce credeam, mă duc eu geofizica, aveam aici cu astronomia, lasă-mă în pace. Limbajele sunt complet diferite. Dar uitați-vă că trebuie să gândim astrogeofizic. Bun, acum mai vine nebunia, că trebuie să vin cu ceea ce numește viu. Că dacă la asta dau viu, și mai mult dat viu, un substrat cu neviu, adică Gaia, am băgat în ecuație niște probleme de metabolism care are să da ceva de genul ăsta. Că am niște celule vegetale care se comportă într-un complementaritate cu celulele animale ca metabolism, unele dau oxigenul, celelalte iau oxigenul, celelalte dau bioxid de carbon, celelalte iau bioxid de carbon. Deci, e un mecanism foarte sofisticat pentru că s-a creat un cuplaj cu o sursă energetică exterioară, care e soarele. Deci, soarele trimite energia respectivă, avem nevoie de un cuplaj din viu, vegetalul. Vegetalul se comportă complementar cu animalul. Dacă cele două nu stau în echilibru, ori dispare oxigenul, ori prea e mult oxigen. Dacă e prea mult oxigen, ia foc. Pentru că dacă concentrația e mai mare de 21%, după o perioadă de ridicată temperatură, am văzut că deja avem probleme cu arderile de păduri. Dacă ar fi oxigenul de două ori mai mult, jale.
Deci, cu alte cuvinte, nu poți să apară, te ai consumat oxigenul ăla de cineva, păi pe consumă toată structura animală. Deci, automat, dinamica asta între elemente creează o problemă care trebuie să o discutăm. Deci, cu alte cuvinte, se creează deja o astrobiodinamică, care asigură că un fel de reactor și ține în echilibru geostazii planeta. Da, chestia asta, deci o ține pe o ține care în ciclul ăsta de evoluție de la bacterie la mamifere superioare apare viață vie, ce se numește omul. Și omul este cu totul altceva. El are deja o altă fațetă și el poate să facă ce? O reprezentare, dacă vreți, a întregului sistem, că omul a făcut reprezentarea asta, n-a făcut-o altcineva, n-a plătit cu ea, este mintea care reușește să înțeleagă problema și de ce să facă o știință a întregului pământ dacă vrea să supraviețuiască. Nu vrea? Asta este. Înțelegeți cât de cuplate sunt lucrurile? Și astea sunt interacțiuni pe multe scări și cu multe fenomene care trebuie cunoscute și trebuie să faci instrumentele pentru asta? Avem de lucru încă pe două generații, nu mai să punem ordine. Adică nu avem o problemă că nu avem ce face și nu avem... Nu. Dar acum deschidem ochii și apoi să facem la servicii și la... Nu mai educație. Dacă o facem pentru chestia asta, România a scăpat de sărăcie. Că nu trebuie să facem lucruri care sunt prea... groapele de noroi, de în asfalt, da? Ca să facem un debat. Mă scuzați, am uitat să închid obiectul. Așa. Puțin mai detaliat. Să vedeți un pic că e mai pernită problema. Soarele este un reactor foarte interesant. El are niște oscilații foarte interesante, furtune solare. Acum, dar dăm Dumnezeu și avem trei sateliți care stau heliostaționari și dau o imagine, inclusiv din spatele Soarelui, cu întârzierile respective, avem imaginea de jur împrejur a Soarelui online. Dacă mergeți solar weather, vremea solară, e fascinant ce găsiți. Totul e pe internet. Numărul de pete solare, vedeți dacă se are legătură cu infarctul, și face ceva de studiu. Și știu de ce se produce, ce se înseamnă și care sunt și deci o grămadă de chestii de genul ăsta. Toate sunt pe internet.